Hello, hello! Bine ați venit sau revenit pe canalul meu de YouTube! În acest video v-am pregătit o etalare de tarot din 3 cărți pentru energia zilei de joi 26 noiembrie. Înainte să extragem cărțile de tarot, vreau să le urez la mulți ani tuturor celor născuți astăzi. Sper să aveți o zi de naștere minunată. Aceasta este o etalare generală, prin urmare este foarte important să iei din aceste mesaje doar ceea ce se aplică pentru tine. Dacă ceva nu se aplică pentru tine, ignoră, trece mai departe, mesajul este probabil pentru altcineva. Hai să scoatem o carte pentru dragoste, una pentru sănătate, una pentru bani, carieră, situație financiară. În dragoste avem 10-le de bâte. Simțiți o foarte mare responsabilitate, o foarte mare încărcare pusă pe umerii voștri. Și nu sunteți siguri cât de mult timp mai puteți să duceți această încărcare. Pentru cei care sunteți într-o relație de lungă durată, e important să comunicați cu partenerul sau partenera voastră, pentru că această relație ar trebui să fie ca un parteneriat, ar trebui să fie echilibrată și aici văd un dezechilibru. Cineva duce mai mult decât cealaltă persoană. S-ar putea ca această încărcare să fie pentru că unul dintre cei doi soți a rămas fără loc de muncă și celălalt se simte responsabil pentru a asigura stabilitatea financiară a familiei sau una dintre cele două persoane din această relație suferă, trece prin anumite momente grele și cealaltă persoană simte că trebuie să rezolve cumva situația. În orice caz aici e un dezechilibru, e o încărcare foarte mare pusă pe umerii unei persoane și cumva trebuie să se ajungă la un echilibru pentru că altfel lucrurile să explodeze la un moment dat, mai ales că bâtele, aceste cărți sunt pline de energie și uitați, toate aceste bâte puse pe foc la un moment dat o să explodeze, mai ales dacă unul dintre parteneri este într-o zodie de foc, este berbec, leu sau săgetător. Dacă voi nu simțiți o foarte mare responsabilitate asupra voastră, da? Dacă nu se aplică pentru voi această carte, gândiți-vă din perspectiva partenerului sau partenerei voastre. S-ar putea ca ei să simtă această presiune asupra lor și să nu știe cum să vă comunice. Inițiați un canal de comunicare, ajutați-vă partenerul sau partenera, pentru că aici e o mare greutate dusă de o singură persoană. Pentru cei care sunteți singuri, probabil se pune presiune asupra voastră din partea familiei, din partea prietenilor să intrați într-o relație, să cunoașteți pe cineva. Sfatul ar fi să nu vă asumați asupra voastră nevoile și dorințele oamenilor din jurul vostru. Voi sunteți aici ca să vă trăiți viața voastră, nu ca să împliniți anumite nevoi ale oamenilor din jurul vostru. Nu intrați într-o relație sub presiune pentru că lucrurile nu o să iasă bine, doar dacă sunteți siguri că vă doriți această relație, dar nu vă lăsați manipulați și presionați de cei din jurul vostru. Hai să vedem. Pe sănătate avem o carte care combină foarte frumos energia pajului și a cavalerului de bâte, tot o energie focoasă. Sunteți entuziasmați. Ați găsit o nouă dietă, un nou tratament sau o nouă terapie care vă promite mari rezultate și porniți la drum cu foarte mult entuziasm pe această nouă cale. O zi foarte bună pentru toți cei care vor să facă sport astăzi, aveți foarte multă energie și aceasta este o metodă foarte bună să o eliberați. Dacă aveți animale de companie, încercați să petreceți timp cu acestea, mai ales pisici. Pisicile, știți, fac felinoterapie, se așează pe acele organe sau pe acele zone din corp care au nevoie de o echilibrare energetică. Hai să vedem în bani, situație financiară, carieră și proiecte. Avem aici 8-ul de monede. O zi în care trebuie să depuneți muncă, să depuneți mult efort, pentru a finaliza un proiect, pentru a finaliza anumite task-uri, anumite activități care se cer de la voi la locul de muncă. Dacă vă gândiți la a face anumite investiții financiare, asigurați-vă că acestea sunt tradiționale, sunt testate, sunt cu nivel scăzut de risc. Nu investiți astăzi în acțiuni sau în afaceri foarte riscante. Hai să vedem și un mesaj de la cardurile de înțelepciune pentru ziua de azi. Sunt dispus sau dispusă să îmi văd măreția. Dacă gândesc că sunt o persoană rea,
am un sentiment neplăcut, dar dacă îmi schimb gândurile, sentimentul dispare. Un mesaj foarte interesant care ne îndeamnă să reflectăm asupra felului în care gândurile noastre și emoțiile noastre ne manipulează realitatea și existența. Lăsați-mi în comentarii cum se aplică această interpretare pentru voi. Vă doresc să aveți o zi minunată. Pe mâine, pa, pa!